Bun găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Rolul radioterapiei în tratamentul modern al cancerului. Informații și sfaturi utile pentru o bună sănătate orală, într-o nouă rubrică Dentist de Top. Calitățile curative ale gutuilor și o mască naturală numai bună de aplicat în sezonul rece, la rubrica de remedii naturiste. În tratamentul modern al cancerului, radioterapia are un rol extrem de important. Poate fi utilizată ca metodă unică de tratament sau în asociere cu chimioterapia și cu intervenția chirurgicală. Această metodă de tratare a cancerului este preferată celor chirurgicale, deoarece protejează țesutul sănătos și organele. Există însă o serie de factori care condiționează indicația de radioterapie, dar și rezultatul tratamentului. Explică dr. Vlad Ștefănel, medic primar radioterapie, șeful Centrului de Radioterapie din cadrul Clinicii NeoLife București, NIAT Medical City. Majoritatea pacienților cu boală oncologică vor face, conform statisticilor, o radioterapie de-a lungul evoluției bolii. Această radioterapie poate fi una cu intenție curativă sau poate fi una cu intenție paliativă. Indiferent despre ce tip de radioterapie vorbim, răspunsul la radioterapie depinde de mulți factori și aici vorbim despre anumiți factori care țin de boală. De exemplu, stadializarea inițială a bolii, localizarea afecțiunii neoplazice, alte tratamente care au fost făcute anterior și care au putut influența într-un mod sau altul tumora. Sunt alți factori care țin de pacient, de caracteristicile sale. Sunt factori genetici care pot influența răspunsul la radioterapie. Sunt vârsta, reprezintă un alt factor, statusul de performanță. Inclusiv indicația de radioterapie este dependentă de factorii legați de pacienți. Și nu în ultimul rând avem un răspuns la radioterapie dat de posibilitățile practice de iradiere. Și aici mă refer la accesibilitatea pe care pacienții o au la anumite tehnici de radioterapie, de timpul scurs de la stabilirea indicației și până la posibilitatea de a efectua acest tratament. Ca urmare, nu putem să considerăm că răspunsul la radioterapie este dependent doar de sensibilitatea, de exemplu, a tumorii la acțiunea radioterapiei, ceea ce numim radiosensibilitate. Bineînțeles că există tumori care sunt mai radiosensibile și la care tratamentul este mai scurt, doza de iradiere este ceva mai mică. Aș da aici un exemplu, seminoamele testiculare, care sunt recunoscute ca tumori radiosensibile. Însă sunt și tumori mai radiorezistente, cum ar fi sarcoamele, de exemplu, de părții moi sau anumite tumori cerebrale sau melanomul malign. Chiar și în cazul acestor tumori cu o radiosensibilitate mai scăzută, indicațiile de radioterapie există și radioterapia aduce beneficii. Însă răspunsul pe care îl așteptăm la radioterapie este influențat de această multitudine de factori de care medicul radioterapeut ține cont și informează și pacientul înainte de terapie. De obicei, pacienții ajung la radioterapie după ce au trecut prin alte faze diagnostice sau terapeutice. Înainte de a ajunge să stabilim o indicație de radioterapie, cei mai mulți dintre pacienți au deja o intervenție chirurgicală care a confirmat malignitatea sau măcar o biopsie care a confirmat malignitatea. În momentul în care pacientul se prezintă pentru un consult inițial, medicul radioterapeut va efectua un examen clinic general, un examen local, depinzând de localizarea formațiunii tumorale și va stabili împreună cu
într-o discuție pe care o va avea într-o comisie multidisciplinară, indicația de radioterapie și momentul în care această radioterapie este de efectuat este un moment benefic pentru pacient ca să o aplicăm. După ce se stabilește indicația de radioterapie, pacientul urmează, dacă vorbim despre radioterapia externă, o perioadă de pregătire a iradierii. Și asta înseamnă ceea ce denumim o simulare computer tomografică a tratamentului, efectuarea unui plan de tratament, efectuarea planului de tratament însemnând o muncă între o activitate proprie medicului și o altă activitate specifică a unui fizician medical care pregătește partea tehnică, să spunem, a iradierii terapeutice. După ce planul de tratament este gata și pacientul este gata pentru iradiere, iradierea propriu-zis înseamnă un tratament zilnic, sunt ședințe zilnice în toate zilele lucrătoare, care se întinde în funcție de indicația pe care o avem, de scopul tratamentului, se întinde pe o perioadă de câteva zile până la câteva săptămâni. În afară de tratamentul propriu-zis, care înseamnă iradierea pacientului în acele ședințe zilnice de tratament despre care vorbeam, există controle intraterapeutice în care medicul radioterapeut evaluează modul în care pacientul răspunde, evaluează efectele secundare ale terapiei și stabilește tratamentele simptomatice sau de susținere pentru pacient. Sunt foarte importante de asemenea și pentru susținerea din punct de vedere psihologic a pacientului și pentru stabilirea unei relații de încredere, care este foarte, foarte importantă în relația medic-pacient. După finalizarea tratamentului, pacientul va efectua și controle posterapeutice. Sunt controle pe care le efectuează în secția de radioterapie, la început mai frecvent, apoi mai pe măsură ce trece timpul mai se fac mai rar. Evident, toate investigațiile fiind făcute în colaborare cu ceilalți specialiști, în principal cu medicul oncolog curant care urmărește cazul. Orice iradiere terapeutică presupune, pe de o parte, un efect benefic pe care radioterapia îl are asupra unei formațiuni tumorale, de exemplu, însă în jurul acestei formațiuni tumorale există și țesuturi sănătoase. Vrând nevrând, organele care sunt învecinate formațiunii tumorale vor fi iradiate cu o anumită doză pe care, în cadrul planului de tratament, atunci când planificăm iradiarea, noi încercăm să o menținem cât mai jos. Însă această iradiere secundară, nedorită a organelor din jur, în funcție și de localizarea tumorii, se asociază și cu efecte secundare. Efectele secundare, evident că sunt o preocupare atât pentru pacient, sunt o preocupare și pentru medic, pentru că este nevoie de corectarea lor, de ținerea lor sub control. Pacienții întreabă și sunt informați despre efectele secundare posibile și de cele mai multe ori, în momentul în care știu despre ce este vorba și la ce se pot aștepta, confianța lor crește foarte mult. De aceea este foarte important ca această discuție să fie la începutul tratamentului, dar evident că sunt discuții care pot să intervină și pe măsură ce tratamentul se desfășoară. Informații și recomandări pentru o bună sănătate orală, într-o nouă rubrică Dentist de Top, cu dr. Corrado Cazacu, specializat în chirurgie dento-alveolară. Bine v-am găsit la rubrica Dentist de Top. Implantul dentar este cea mai bună soluție de redare a funcționalității danturii și a zâmbetului. Există însă niște condiții foarte bine stabilite pentru a obține succes cu implantul respectiv. Ignorarea unor aspecte deschide calea către eșec. Condițiile unui implant reușit și aspectele eșecului imediat în rubrica Dentist de Top.
Atunci când vorbim despre înlocuirea dinților cu ajutorul implantului dentar, trebuie să enumerăm câțiva factori care contribuie la succesul tratamentului cu implant dentar. În primul rând, vorbim despre experiența medicului chirurg. Un număr de câteva mii de implanturi dentare inserate, după părerea mea, asigură deja o bază solidă, astfel încât să ne asigurăm că implanturile dentare deja sunt inserate printr-o tehnică precisă și bine corelată cu densitatea osoasă. Diagnosticul corect este pus cu ajutorul computerului tomograf, care permite vizualizarea densității, înălțimii și grosimii osoase și a unor anumite elemente anatomice care trebuie menajate. Computerul tomograf este esențial într-o clinică în care sunt efectuate intervenții de inserare a implantului dentar. Pentru a planifica foarte bine înainte de intervenție, care sunt pașii operatori care să ducă la o reușită a tratamentului, cât și după intervenție să vizualizăm cum a fost inserat acel implant dentar și dacă am întrunit toate criteriile de succes. O tehnologie indispensabilă la ora actuală în tratamentele cu implant dentar este și tehnologia factorilor de creștere. Aceasta presupune recoltarea unei cantități minime de sânge de la pacient înainte de intervenție, centrifugarea acesteia și realizarea unor produși speciali care se folosesc în cadrul intervenției chirurgicale. Avantajul acestei tehnici este că vindecarea are loc în condiții mai bune, iar atunci când realizăm și acele adiții de os, este indispensabil pentru că calitatea osului este mult mai bună cu ajutorul acestei tehnici. Este importantă și evaluarea gingiei care înconjoară implantul dentar. O astfel de evaluare se face la 4-6 luni de la intervenție, atunci când implantul este vindecat. Dacă avem o gingie mai puțin calitativă care nu va proteja implantul dentar de resturi alimentare, atunci trebuie să realizăm obligatoriu și un transplant de gingie în acea zonă. Coroana finală fixată pe implantul dentar determină și ea o predictibilitate a tratamentului pe termen lung sau poate fi un factor al eșecului. Ca să nu apară probleme pe termen lung după ce am pus și coroana finală pe acel implant dentar, este foarte importantă și această etapă protetică, după cum spunem noi, adică ce tip de coroană fixăm pe acel implant dentar și cum o fixăm. Este foarte important ca acea coroană să fie fixată prin înșurubare, astfel încât să eliminăm metoda mai veche de fixare a coroanelor prin cimentare, unde acel ciment de fixare de legătură între coroană și implant putea să determine resorpția osului în jurul implantului dentar. Există situații în care pacientul este diagnosticat cu boală parodontală și are nevoie de tratament pentru eliminarea infecțiilor și însănătoșirea gingiei. Atunci când vorbim despre succesul sau eșecul implantului dentar, trebuie să avem însă în vedere și factorii care țin de pacient. Fumatul este un factor care poate determina pe termen lung eșecul implantului dentar. De ce? Pentru că produsii din fumul de țigară determină strangularea vaselor de sânge și osul din jurul implantului dentar se resoarbe, moare. Apare în timp o mică infecție locală, simțim o jenă, simțim poate și un gust neplăcut de infecție de puroi, lucru care evoluează în timp de-a lungul anilor și ne trezim la sfârșit că implantul dentar cade. De aceea este foarte important ca pacientul să renunțe la fumat pentru a putea beneficia de acel implant dentar chiar și pe viață. În concluzie, succesul implantului dentar depinde în mod substanțial de experiența și profesionalismul medicului, de tehnologia existentă în clinică, dar și de cât de cooperant este pacientul și capabil să renunțe la ceea ce ar pune în pericol implantul. Sunt situații în care pacientul are nevoie de mai multe implanturi dentare. Le obține după intervenții laborioase, dar rezultatul merită efortul. O spun chiar pacienții. Nu am simțit nicio durere, a fost tot ok. De asta am și hotărât. Prima dată am făcut 6. Inițial am zis la 2 luni distanță să fac și pe celelalte și m-am hotărât la 2 săptămâni am făcut și celelalte 4. M-am gândit că vindecarea fiind totodată la ambele e un câștig pentru mine. Aproximativ 5 ani am stat cu proteza mobilă. Cu lucrările fixe mă simt mult mai bine decât cele mobile. Igiena este mai ușor de întreținut, mai... E o diferență mare, cum să vă spun. Să vă spun sincer, am stat aproximativ o jumătate de an până m-am hotărât.
Nu eram foarte sigur asta, dar acum am convins și recomand cu toată încrederea. Părintele implantului dentar modern este Per Ingvar Branemarg, chirurgul care în 1952 a realizat implantul dentar din titan pur cu filet. Branemarg și colaboratorii săi sunt de altfel cei care au introdus termenul de osteointegrare, definit prin aderența crescută dintre osul viu și oxizii de titan. Primul implant dentar l-a inserat în 1965 unui voluntar. În urma studiilor realizate de Branemarg, titanul a devenit standardul de aur în implantologia dentară modernă. În anii 90 a apărut și tehnica de dantură fixă pe implanturi dentare, care ulterior s-a dezvoltat până la forma actuală. Ne revedem săptămâna viitoare cu noutăți la Dentist de Top. Și rețineți, oricine merită să zâmbească! Calitățile curative ale gutuilor și o mască pe bază de struguri bună pentru protejarea tenului în sezonul rece. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Parfumata gutuie, considerată de antici drept fruct magic, este regina dulcețurilor, dar și leac pentru o gamă variată de afecțiuni. O mască naturală pe bază de struguri hrănește pielea feței și o pregătește pentru sezonul rece. Calitățile curative ale gutuilor și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Din bogăția roadelor toamnei, galbena gutuie iese în evidență prin parfumul deosebit, prin gustul dulce astringent și textura pulpei, dar și prin proprietățile curative deosebite. În antichitate era considerată fruct magic, datorită calităților curative, savorii și parfumului. În pulpa gutuii, în frunze și flori, sunt concentrate vitamine și minerale prețioase pentru sănătatea omului. Cercetătorii au ajuns la concluzia că substanțele din gutuie au efecte benefice în afecțiuni digestive, pulmonare, cardiovasculare, respiratorii, metabolice, hepatice și în cele nervoase. Proprietățile curative ale fructului pot fi valorificate în stare proaspătă, dar și sub formă de preparate, precum gem, dulceață, peltea, nectar, compot, ori sub formă de garnitură la preparatele din carne. Frunzele gutuiului pot fi preparate sub formă de ceai sau de copt. Bogată în vitamina C, gutuia susține sistemul imunitar și are proprietăți antiinflamatoare și antialergice. De asemenea, are o concentrație semnificativă de potasiu cu rol esențial în echilibrarea tensiunii arteriale și cu efect de reducere a riscului de boli cardiovasculare. Grație bogăției de minerale, precum fier, cupru și zinc, minerale cu rol important în producerea celulelor roșii, gutuia stimulează circulația sanguină și oxigenarea întregului organism. Această stimulare contribuie și la sănătatea scalpului și la prevenirea căderii părului. Preparatele din gutui au efecte benefice și asupra sistemului gastrointestinal. Decoctul din gutui combate diareea, reglează tranzitul intestinal și previne balonarea. Preparatele au și proprietăți diuretice și de combatere a senzației de greață și a vărsăturilor. Bogată în antioxidanți, gutuia ajută la neutralizarea efectelor radicalilor liberi în organism, prevenind astfel o serie de afecțiuni grave, printre care și cancerul. Totodată, concentrația mare de antioxidanți și vitamine asigură sănătatea pielii. Gutuia este și un sprijin de nădejde în curele de slăbit, datorită conținutului caloric redus și a cantității mari de fibre. Printre altele, ajută la digestie și menține starea de sațietate. Nu în ultimul rând, gutuia combate stresul și anxietatea. Atenție! Sâmburii de gutuie ar trebui evitați, deoarece sunt toxici pentru organism. De asemenea, persoanele care suferă de gastrită, pleurezie, intoleranțe alimentare sau alergii sunt sfătuite să nu consume gutuie în exces. Atât despre gutuie.
A sosit momentul să ne ocupăm de frumusețea tenului și vă propun astăzi o mască naturală din struguri și miere. Ca să o preparați, aveți nevoie de o lingură de suc de struguri și o lingură de miere de albine. Amestecați bine ingredientele, apoi aplicați compoziția pe față, gât și decolteu în strat subțire. Lăsați să acționeze circa un sfert de oră, apoi clătiți cu apă călduță. Pielea feței rămâne proaspătă, catifelată și strălucitoare. Această mască poate fi aplicată zilnic. Vă mai dezvălui un secret. Sucul de struguri poate fi folosit și ca demachiant pentru toate tipurile de ten. Ne apropiem de final și este momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că, în asociere cu anumite medicamente, grapefruitul poate provoca decesul? Simptomele sunt cele ale unei supradoze letale de medicamente. Știați că unul dintre cele mai utilizate condimente de către strămoșii noștri daci era cimbrul? Îl foloseau la prepararea cărnii de porc sau oaie și a brânzeturilor, dar și la fierturi. Știați că, potrivit rezultatelor studiilor de specialitate, cu cât o persoană este mai inteligentă, cu atât devine mai selectivă și are mai puțin prieteni? Atât pentru astăzi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!